La 19 septembrie a fost zi de sărbătoare la Budești, suburbie a municipiului Chișinău. Localitatea a îmbrăcat strai de sărbătoare, iar sătenii și-au dat întâlnire la intrarea în sat pentru a participa la Marșul Budeștenilor, devenit deja tradițional. Mergând la biserică, trebuie să avem și un dar pentru ea. Darurile se fac pentru dăinuire. Și ceea ce dai, aceea ai, dragii mei. Iată, aceasta este darul din partea ctitorilor, din partea oamenilor de bună credință, care au pus mână la mână și am reușit ca să procurăm această carte, Sfânta Evanghelie. Prin traducere din greacă, Evanghelie înseamnă veste bună. Mesajul Evangheliei este să depășim prin împăcare și credință toate barierele umane și problemele sociale. Cu alte cuvinte, să ne dezvoltăm abilitatea de a ne iubi aproapele. Să ne conducem mai des după sfaturile, după poveștile și după legile care le cuprinde această sfântă carte, după legile dumnezeiești, fiindcă e bine să ne conducem după legile lumești, dar ele au proprietatea de a se mai schimba. Biserica din satul Budești poartă hramul Minunea Arhanghelului Mihail. Cu acest prilej, în dimineața zilei de 19 septembrie, credincioșii s-au adunat la biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor preoțesc. Sărbătorirea hramului localității începe cu rugăciune în Sfântul Locaș, cu binecuvântarea preotului. În cuvântul predicatorial, protoiereul Zosima Toia a menționat importanța acestei sărbători și legătura deosebită pe care o au localnicii cu Sfântul Mihail. Minunea Sfântului Arhanghel Mihail, de multe ori o numim un popor ciudo. Ciudo este un termen slab care s-a rădăcinat la noi și înseamnă minune. Urmărim de mulți ani cum evoluează viața în această Sfântă Biserică. Și cunoscut la început cum erau tereții acestui Sfânt Lăcaș, dar în parcursul anilor a fost atât de înfrumusețat, atât de adus la condițiile normale de a se simți creștinul bine plăcut în fața lui Dumnezeu. Datorită doamnei primar care a avut grijă și de această Sfântă Biserică ca să fie în mijlocul creștinilor să aducă anumite roade după vicești. Noi, ca niște creștini adevărați, venim, le intimăm, ne rugăm în Biserica lui Dumnezeu, aducem darul, iată doamna primar, ca de obicei, când vine la hram și nu numai că mântre în biserică ceva, trebuie să dăruiască. Astăzi a venit cu un dar, Sfânta Evanghelie, care este, cred că, cel mai mare și cel mai prețios dar din biserică. Pentru că în această carte este toată învățătura creștinii. Este cartea cărților. Vă mulțumesc foarte mult pentru această slujbă frumoasă, familiei dumneavoastră, părintelui Marian, părintelui Zosim, care a lăsat Chișinăul și a venit aici, la noi, la Budești, să fie alături. Și tinerii preoți care au binevoit să fie astăzi cu noi și să ne bucure sufletul. Tradițional, colectivul de educatori de la grădinița Viorel și Viorica, administrația și profesorii de la Liceul Teoretic Budești, dar și părinții organizează cu copiii, în cadrul hramului localității, evenimentul Toamna de Aur. Am
văzut expoziția liceului Budiești și mulțumesc conducerii liceului pentru că au susținut și anul acesta rugămintea primăriei de a organiza această expoziție. Dirigenții de clasă, vă rog foarte mult! Aplauze! Sunt 19 dirigenți de clasă la școala din Budești. Aici doamna șefa grădiniții de copii, 7 educatori, iată așa am făcut un cer. Aceștia sunt inima, sufletul și viitorul copiilor noștri în mâinile acestor doamne. Doamna de Aur este un bun prilej de a promova tradițiile, dar și de a savura frumusețea acestui anotimp, exprimată artistic cu multă măestrie în compozițiile gândite și create pentru a fi admirate de oaspeții prezenți la eveniment. La hramul localității Budești în fiecare an vin oaspeți din țară și de peste hotare. Viceprimarul Comunei Cumpăna din județul Constanța, România, Florin Neagu și consilierii Elena Dragoi și Adinar Cadâr au venit să sărbătorească împreună cu budeștenii aniversarea celor 564 de ani ai localității. Cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsnicie au fost premiate de autoritățile locale din Budești în semn de respect și prețuire pentru exemplul pe care îl oferă tuturor generațiilor. Parada cărucioarelor a devenit o tradiție pentru comuna Budești. Cei mai mici budeșteni, născuți în perioada 19 septembrie 2018-19 septembrie 2019, au primit din partea primăriei diplome și jucării. Felicitați, aplaudați și recompensați pe măsura rezultatelor obținute au fost și bursierii anului. Tineri din Budești care își fac studiile la colegii, universități, academii din țară și de peste hotare. În Budești există o preocupare specială din partea administrației publice locale pentru ca tinerii să facă sport. Pe parcursul întregii zile, cei ajunși în Budești au putut descoperi toate motivele pentru care această localitate se consideră a fi una deosebită, cu oameni gospodari și un viitor pe măsură.